Cristina Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Primăria Suceava a început executările silite. Ion Lung a dat ca exemplu 11 firme care au datorii mai vechi de 7 ani pe bunurile cărora s-a pus sechestru miercuri 18 septembrie. Suma de recuperat de la acestea este de aproximativ 30.000 de lei. Campania fermă de recuperare a debitelor demarată de administrația publică locală va continua. Primăria are de recuperat în total peste 500 de miliarde de lei vechi, atât de la agenții economice, asociații și fundații, cât și de la populari. Din aproape 500 de miliarde, 250 de miliarde sunt în insolvență și în faliment, iar diferența cam 100 de miliarde la populație și 150 de miliarde la agenții economici, pentru cei care sunt activi. Edilul municipiului îi invită pe cei care au restanțe vechi la primărie să vină să-și lămurească problemele pentru a nu se ajunge la sechestre și executări silite. Mai este aici o problemă particulară, în special la persoane fizice, și fac un apel pe această cale să se prezinte la primărie, să-și clarifice situațiile. Situații sunt legate de patrimoniu, fie că își vând proprietăți, le cumpără, divorțează, fac partaje, noi nu suntem înștiințați. Deci ele rămân la notar, la tribunal, cetățenii în cauză nu aduc un document și la primărie. Sau chiar dacă vinde o mașină, vândut acum 5 ani zile mașina, ea nu este radiată la primărie, noi nu știm, nu ni se aduc documentele, deci rog pe cetățeni să înțeleagă foarte bine că nu este un mecanism de informare direct între notar și primărie sau între tribunal și primărie. Noi nu avem, o bază de informare din acest punct de vedere. Un parteneriat între notari și administrația publică locală nu poate fi încheiat, întrucât nu există cadru legal pentru așa ceva. Nu ați credeți că stau cei de la notari să-mi fac mie situații de la primărie? Și în serios. Deci e destul de aici, numai dacă legea îi obligă. Deci, de multe ori, aceste documente rămân la notar, rămân la persoana respectivă și nu le aduce mai departe la primăria municipiului Suceava.